Salutare, eu sunt Leu și acesta este un nou episod, un vlog, mai bine spus. Venim de la Cora. Vedeți Cora acolo. Am fost și noi în Mac. Este ora 11:22, 9:22. Suntem aici cu Bebe Fane. Da, îl vedeți. Am venit din Cora, este ora târzii. Nu mai circulăm maxi care luăm noi. Și am luat și niște mecuri. Și da, acum facem niște episoade. Uitați-vă pe video. Dați și voi un like dacă puteți. Apăsați și voi un like aici. Că dacă nu pot puteți cum vreți. Sau un dislike. Dacă apăsați ce vreți, nu mă interesează. Sau uite aici iarbă. Iarbă verde, vedeți mașinile. Îmi trece mașinile. Da, și trecem acum pe sunt ăsta. Îl vedeți, facem reclamă. Și ne vedem mai încolo. Bună ziua. Vorbim mult ce că am găsit o pădure aici. O să intrăm în ea. Da, mai intrăm. Salut, ne-am intrat în pădure. Suntem pe aici. Da. Am aici. Nu mă aud că trece mașinile aici. Trece mașinile. Sunt super multe mașini. Și aici noi mergem acasă. Este un drum lung, dar foarte frumos. Este noapte, căldură. Este întoi, vernic. Și o să mergem. Este acasă de vară. Ne doare în puii noștri. Suntem acasă de vară. Nu mergem la școală, deci super tare. Hai că poate mai că ne vedem la loc. Da? Suntem aici, bebem, povestește ceva. Suntem aici pe la Heido aici. Suntem pe aici, bebem, povestiți ceva și o să ne vedem. Da. Bună. Iar am apărut aici, vedeți ăla în spate. Vedeți? Sper că v-a plăcut episodul de FIFA care l-am postat azi. Super tare, m-am distrat, am luat Chelsea. Am bătut, dacă v-a plăcut, apăsați și voi butonul like. Dacă apăsați multe like-uri, ne-a scris în comentarii unii. Este pe aici, ne-a scris în comentarii unii. Să facem FIFA 17, am făcut și trebuie să vadă ceva tare aici. Mergem. O fântână. Da, bebe, îmi povestesc ceva. E super tare să mergem pe aici. Și venim de la acolo, avem necure în mână, sunt super grele, dar nu contează. Le mâncăm acasă. Și mă mănâncă urechea. Am luat 4 meniuri. Am luat 4 meniuri super tari. A fost delicioase, ne-am păstrat și pe toată acasă. Ca să nu ne, să fie, să nu fie bine, să nu fie rău. Ca să, da. Și bebe i-a zis ceva la cameră. Da, să fie bine. Și trecem mai. Suntem aici la trecere. Bă, nu trece. Suntem pe trecere, vedeți? Da, am trecut și asta, vedeți acolo. Și mergem acum și trecem, mai trecem și punem pe. Uitați-vă cum se aude. Este departe. Acum ajungem și noi la pod. Super tare, acolo o să fie și violatori. O să vedeți violatori în serie. Este super tare, dați-vă un like dacă vă place. Acum o să alergăm. Uitați ce fac aici. Uitați-l pe mine. Uitați. Am alergat foarte tare. Vedeți copaci acolo în spate. Îl vedeți pe bebe. Da. Vedeți aici o pădure. Suntem la rebă, da, vedeți aici. Uite mai copacul. Aia am trecut pe lângă el. Vedeți maxi taxi? L-am pierdut din păcate. Oricum ăsta ne ducea doar până la rond. Deci da. Bine, era bine și până la rond. Și cred că o să trecem
Aici în patrimoniu este un copac, un copac care s-a denumit copacul lui Ceaușescu. Și am uitat unde este, doar că dacă este pe partea aia sau pe partea asta noastră. Copaci, vedeți, este mai mulți copaci. Să vedem dacă este copacul lui Ceaușescu. Eu, de cât țin minte, de când țin aminte, era pe partea asta noastră, pe partea stângă, ca să vă zic mai bine, partea stângă a mea. Și acolo pe partea dreaptă, care țin mecurile. Și se, deja se va cu seara. Nu este așa de seară la noi, ca cum în realitate, dar luminozitatea telefonului nu o duce atât. Nu, dar pe aia ne vedeți fața, dar nu contează, uite cum probleme. Zi, bă, salut! Salut! Ne distrăm, vorbim, dați un like dacă vă place. O să mai postez un clip de... clip, singurul clip care o să mai postez, nu știu singurul, care o să mai postez 1v1 FIFA. În rest o să postez numai carieră, numai cu alți prieteni sau cu bebe, atâta. Și cred că ăsta este copacul lui Ceaușescu, să-l vedeți și voi. Uitați copacul lui Ceaușescu. Copacul lui Ceaușescu. Ăsta e copacul lui Ceaușescu. Îl vedeți dacă nu spate, copacul lui Ceaușescu, ai chiar mai lumina aici. Copacul lui Ceaușescu. Și da. Copacul era atât de mic. Când era născut tata, s-a făcut atâta. Uite atât de mic era. Atât de mic era el. Că chiar atunci s-a născut tata, a văzut. Da, și este copacul Ceaușescu. Acum ne apropiem de pod. Eu stau în Pantilimon, sectorul 2 sau da, sectorul 2 sau 3, nu mai știu. Trecem acum pe lângă partea aici. Să vedeți că este un pic mai multă lumină, fiindcă nu mai este becul pe aici. În partea aia sunt, le vedeți. Aici nu mai sunt. Și vedeți că trecem pe aici. Da, suntem aici pe pod. Oamenii de la pescuit din fața acolo, dar nu se vede în spate. Este aici o pădure destul de mare. Dacă vrei să o vizităm, ia uitați ce e acolo. Dacă vrei să o vizităm, uite copacul Maicăi Domnului. Nu știu dacă așa se numește, dar uitați cât de mare. În filmare se arată mic așa, dar super mare în realitate. Aici este o gârlă super mare și am văzut. Iar copaci super tare aici în Patrimon, sunt mulți copaci. E mult, dar e și multă căldură. Da, deci, da. Da, pe aici e niște bărți. La mine în curte este umbră, dar am etaj, înseamnă că am sub balcon. Înseamnă că, da, este umbră la balcon. Nu mai azi niciun zgomot, nu este multe mașini, dar o să vin acum. Încolo, uitați-vă, încolo nu mai e mașini. Acum a trecut una. Este încă, mai trece o grămadă. Este o grămadă, este un șir o grămadă. Și... da, o să revenim pe la... nu știu când. Sau, o să mai ne punem pauză, că... da, o să o punem acum. Pa. Că vedem un om în față. Nu, ne rușine de oameni să filmăm. Că ne rușine. Dar așa, dacă suntem singuri, de-aia îmi pune filmarea. Fiindcă... nu este oameni, nu este mulți oameni pe la ora. E și 35, deci nu mergem destul de greu, dar nu mergem să ne grăbim. Nu avem ce să ne grăbim. Gata, s-a terminat și filmarea asta. Dacă v-a plăcut, dați și voi un like, un share și cu apreciere. Respect! Zi, bebe, pa! Pa! Vreau cu asta te vezi. Zi, frate, pa! Pa!